Gaba Maru s-a născut într-un sat ninja nemilos, unde oamenii sunt instruiți în tehnici de asasinat încă de la o vârstă fragedă. Părinții săi nu au vrut ca el să aibă acea soartă și au decis să plece din sat pe când era încă copil. Cu acestea, liderul clanului a aflat despre planul lor și i-a aplaudat. În acel moment, liderul a decis să-l ridice pe Gaba Maru și să-l transforme în cel mai puternic ninja nemuritor. Liderul i-a spus mereu că emoțiile fac o persoană slabă și dacă nu este una puternică, nu pot proteja nimic, mai ales lucrurile prețioase. Satul său era renumit pentru că a produs cei mai puternici ninja din lume prin metode brutale. Datorită acestui antrenament, Gaba Maru a dezvoltat abilități supraomenești, făcându-l capabil rupând lamele cu trupul. De-a lungul anilor, el și-a câștigat porecla Hollow pentru palmele sale fără emoții și eficiente, dar și-a disprețuit nemurirea și nenumărați oameni pe care i-a șters. Cu acestea, Gaba Maru era încă cea mai mare minune a lor și era considerat drept următorul lider al clanului. Prin urmare, actual lider a decis să-și căsătorească fiica cu Gaba Maru. La început, lui Gaba Maru nu i-a plăcut pentru că era prea nevinovată, dar ea l-a susținut și l-a făcut fericit. El s-a îndrăgostit de ea, iar ea a simțit la fel. Au vrut doar să trăiască în pace, în viață, fără să-și facă griji că unul dintre ei va muri. Deci Gaba Maru i-a spus liderului că nu mai vrea să fie ninja. Dar acel lider era într-adevăr răutăcios, a rănit chiar și fața propriei sale fiice, iar ea nu și-a dorit o viață normală. La început a fost de acord să lase pe Gaba Maru să plece cu condiția de a îndeplini o altă misiune, dar apoi l-a trădat pe Gaba Maru și l-a numit trădător. L-au condamnat pe Gaba Maru să fie doar un ninja, dar nu mai vrea să fie un ninja. Deci Gaba Maru a decis să se trezească din nou în următoarea lui viață. L-au întrebat dacă are ultimele cuvinte, iar Gaba Maru a spus că nu are nimic de spus. Apoi persoana cu sabia a încercat să-și facă treaba, dar ceva ciudat s-a întâmplat. Sabia nu-l putea tăia. Oricât de tare a apăsat sabia pe gât, nu putea să îl taie. Călăul nu a putut și s-a frustrat și a început să facă totul mai tare, dar sabia tocmai s-a rupt. Acest lucru l-a surprins pe lider, care a vrut să vadă un spectacol. Gaba Maru se simte cu adevărat frustrat pentru că știe că nu poate muri. Persoana care trebuia să-și bată din cap și să spună: îmi pare rău, dar sabiei nu-i vine să creadă. În cei din urmă vedem chipul băiatului cu părul alb, care este Gaba Maru. Gaba Maru începe să întrebe de ce nu poate muri, sau mai bine spus, de ce nu va muri. El este destul de trist pentru că nu-i pasă să fie în viață. A făcut niște lucruri foarte rele și de aceea nu vrea să mai trăiască. În timp ce el vorbește despre asta, îl putem vedea gândindu-se despre toți oamenii pe care i-a rănit. Și este un moment cu adevărat trist. Apoi o doamnă vine să vorbească cu Gaba Maru. E închis într-o celulă și înlănțuit. Doamna începe să ne spună câteva lucruri despre Gaba Maru. Ea spune că nu-i de mirare că este super puternic pentru că l-au antrenat ca nebunul în sat. Când vorbesc despre abilitățile lui, Gaba Maru spune că nu are nevoie de lapte de lux și se mișcă pentru a învinge oamenii. Doamna se interesează și întreabă dacă poate face chestii ninja. Gaba Maru spune că poate, dar când ea îi cere să-i arate, el îi spune că nu. După aceea, liderul îi comandă bărbat să-l arde viu pe Gaba Maru pentru că a făcut multe lucruri rele. Adună fân și dau foc. Gaba Maru este legat de un stâlp și știm că nu va muri. Focul este atât de puternic încât nici nu poate respira. Gaba Maru este atât de puternic încât vrea să meargă mai departe, dar focul nu-l arde deloc. Când deschide ochii, tipul liter este foarte supărat pentru că nimic din ceea ce fac nu funcționează pe Gaba Maru. Gaba Maru se înlănțuie din nou și spune doamne că el nu vrea să trăiască veșnic, vrea doar să moară. Doamna, care a tot scris lucruri, nici nu se întoarce. Ea spune că nu-i pasă și că trebuie să documenteze tot ce se întâmplă cu Gaba Maru. Lui Gaba Maru este frig și cere niște haine, dar doamna este prea ocupată cu scrisul pentru a ajuta. Gaba Maru oftează și spune că povestea lui nu este atât de interesantă, dar doamna îi spune că oricum trebuie să audă. Mai târziu începe să pună o mulțime de întrebări despre viața lui. Gaba Maru spune că nu și-a cunoscut niciodată părinții din cauza liderului satului său, care l-a scăpat de ei și l-a adoptat. Vedem o scenă cu adevărat tristă în care liderul a bătut din palme părinții Gaba Maru chiar în fața lui când era doar un bebeluș. Apoi el întreabă dacă are vise sau obiective. Spune nu, pentru că este un asasin și tot ce trebuie să facă este să scape de oamenii cărora îi spun. Vedem un flashback în care ține capul tăiat, arătând că este obișnuit să facă lucruri rele. Nu este un tip bun. Doamna îi mai pune o întrebare. Vrea să știe cum l-au prins, deoarece nu poate muri. Gaba Maru spune că a vrut să conducă departe de sat, dar prietenii s-au întors împotriva lui și l-au prins în capcană. El adaugă că părăsirea satului este un lucru mare și nu se plânge de ceea ce s-a întâmplat. Ea întreabă de ce a vrut să plece în primul rând, dar noi nu aflăm pentru că povestea se schimbă. Apoi e tipul lider, șogunul, nebunește puțin. Vrea să încerce să îl ucidă pe Gaba Maru în jumătate de data asta. El le spune băieților săi să folosească boi pentru a face asta, dar așa cum ne așteptăm, nu se va întâmpla. Trupul lui Gaba Maru se descurcă, iar boi obosesc și
ridicat. Gabaor se simte dezamăgit încă o dată, iar Shogunul se înfurie cu adevărat pentru că nu arată atât de bine ca un călău. Le spune să ia mai mulți boi pentru a încerca din nou. Între timp, doamna vine la Gabaoru și spune că toate acestea par ciudate. Gabaoru întreabă dacă se referă la corpul lui de ninja, dar ea spune că vorbește despre ceea ce spune. Îi se pare ciudat că el spune că vrea să nu mai existe, dar nu a lăsat doar animale să-l despartă. Chiar nu are sens și dacă nu-i pasă să trăiască, de ce a încercat să scape? Asta vrea să știe. Ea îi cere să răspundă la întrebare pe care i-a pus-o ieri pentru că el nu a răspuns cu adevărat la ea înainte. Dar brusc Gabaoru se schimbă. Nu mai pare calm, pare gata de luptă. Shogunul vine și îi spune doamnei să uite să scrie lucruri să scape de Gabaoru cât mai curând posibil. Rea spune că trebuie să-și facă treaba. Unul dintre tipul lui Shogun vine cu boii, dar nu interesează. Tot ce vrea este să-și termine raportul despre Gabaoru. Ea spune că nu este interesată. Iar Gabaoru decide să-i răspundă la întrebare pentru că nu mai contează. El spune că în satul Yagakyor a fost cel mai bun asasin și a ajuns la cel mai înalt grad. Liderul satului a crezut că Gabaoru este atât de bun încât i-a oferit mâna fiicei sale în căsătorie. Dar când s-au căsătorit, el a aflat că ea era total diferită de ceea ce se aștepta el. Iar dacă a crescut în preajma acestora, era cu adevărat amabilă, religioasă și nu foarte cunoscătoare despre lume. Gabaoru s-a obișnuit cu această viață, iar abilitățile lui de ninja s-au ruginit, așa că a decis să renunțe la un ninja și să fugă de el. La început, liderul satului părea rezonabil și a cerut să facă o ultimă misiune, dar desigur a fost un truc. Gabaoru a fost prins și a renunțat, ceea ce a dus la situația lui actuală în care așteaptă să vadă ce îi se întâmplă. Pe timpul nopții, doamna află că ei îl numesc pe Gabaoru Gabaoru-ul gol, pentru că își ucide rivalii fără să dea dovadă de emoție. Dar asta nu este tot. Ea aude o poveste despre cum Gabaoru a luptat cu 20 de tipi trimiși să-l aresteze și să-i bată pe toți. Acest lucru nu are sens pentru că ar trebui să vrea să moară, dar i-a rezistat. Gabaoru se întreabă de ce a luptat să rămână în viață dacă ar trebui să fie gol și să nu-i peze nimic. El decide că data viitoare nu se va lupta. A doua zi se hotărâ să-l bată din palme pe Gabaoru fierbându-l în ulei, dar nici asta nu merge. Shogunul se sperie când vede că nu-l doare pe Gabaoru, dar apoi doamna îi spune că e timpul și-l duc pe Gabaoru într-o cameră. Când ajung acolo, Gabaoru întâlnește pe doamna care își nota povestea. Numele este Yamada Asima și este o spadasină super pricepută din clanul Yamada. Acești oameni sunt cunoscuți pentru că sunt grozavi cu săbii și pentru că sunt călăi. Sajiri încearcă să-i taie capul lui Gabaoru, iar el își dă seama că este foarte bun. Pentru o clipă crede că i-a dispărut capul, deci el încearcă să o evite, dar tot reușește să-i zgârie puțin gâtul și atunci începe să-și facă griji pentru viața lui. Apoi Sajiri îi spune că îi scria povestea pentru ca ei să poată scăpa de el. Ea spune că Gabaoru este gol pe dinăuntru, dar tot vrea să trăiască pentru că și iubește soția. S-a prefăcut că vrea să moară, dar nu asta își dorește cu adevărat. Apoi Gabaoru se enervează și scoate o sabie pentru a ataca pe Sajiri. Au o luptă mare, dar Gabaoru reușește să evite atacurile. În cele din urmă, ea se oprește și arată o hârtie de la șogunat. Se spune că dacă îi ajută, ei vor renunța la toate acuzațiile împotriva lui și nu vor fi condamnat la moarte. În plus, pentru că șogunatul este super puternic, vechiul lui sat nu-l mai poate urmări. Dar există o captură. Pentru a obține această protecție, el trebuie să meargă la ceva numit paradisul de pe pământ. Tocmai au găsit un loc ca ăsta și nu cu mult timp în urmă. În acest loc a existat ceva numit elixirul vieții. Dacă îl bei, poți trăi pentru totdeauna. Dar iată chestia, mulți soldați au mers să-l caute și toți au întors cu flori. Da, cu flori. Așadar, cei mai mari șefi decid să-i trimită pe băieții rei ca Gabaoru să meargă să-l caute de data asta. Se gândesc că poate infractorii vor avea mai mult noroc. Sajiri, doamna cu sabia, spune că treaba ei este să-i găsească pe cei mai duri care sunt criminali și care vor să trăiască. Gabaoru spune că va găsi pe cei mai duri criminali care încă vor să meargă mai departe. Gabaoru aude asta și spune da la înțelegere pentru că vrea ca acea protecție să revină soției sale. Dar apoi șogunul care se ocupă de închisoare spune că nu-l va lăsa pe Gabaoru să scape. Chiar atunci Gabaoru întreabă pe Sajiri dacă mai vrea să-i vadă magia ninja, iar ea spune că da. Într-o clipă, Gabaoru face o mișcare ninja de foc și își folosește puterile pentru a scăpa de toți paznicii care încearcă să-l oprească. După aceea își stabilește un obiectiv de a găsi elixirul vieții, astfel încât să se poată întoarce la soția lui care l-așteaptă acasă. Sajiri își amintește o perioadă când a văzut pe tatăl său cum face o execuție. Ea a fost surprinsă pentru că tipul care avea să-i fie tăiat capul a vrut să moară, dar a spus mai întâi o poveste amuzantă. După puțin timp, tatăl ei, care era călăul, a ucis pe tip într-un mod atât de perfect încât tipul nici nu a observat că i-a dispărut capul. Și a încheiat povestea și asta a fost. Sajiri a crezut că este uimitor și a vrut să facă la fel ca tatăl ei. I-a vrut să fie atât de rapidă și nedureroasă încât persoana respectivă să nu simtă nimic. Când a crescut și a devenit călău, era foarte bună la asta. I-a făcut să arate ca și corpul persoanei era moale ca untul. Mulți oameni au lăudat-o pentru cât de bună era, dar ea era speriată. Avea coșmaruri despre oamenii pe care ucidea încercând să o prindă și nu-i plăcea deloc. În amintirile ei există un tip cu părul roșu și un petec pe ochi care i-a dat sfaturi. El a spus că execuția
cuțile ei au avut teamă și îndoială, ceea ce i-a făcut pe oameni să simtă durere. Sabia ei nu merge la locul de muncă corect. I-a spus că va încerca să se îmbunătățească și o vedem exersând cum ucide o altă persoană, dar încă se simțea speriată și ezita. Apoi tipul roșcat i-a spus să o părăsească uitându-se la lama Sabiei. Când a făcut-o a fost șocată pentru că putea vedea fața dureroasă a persoanei. Acest lucru i-a dat viziuni groaznice în care oamenii morți au încercat să o prindă pentru că nu se putea odihni în pace. Sajiri a vrut doar să nu simtă nimic, fără durere, fără ură, nimic de genul ăsta. Execuțiile lui Sajiri nu sunt perfecte, așa că sufletele oamenilor pe care i-a aplaudat încearcă să le aprindă. Ea continuă să-și facă treaba, dar nu poate ajunge la nivelul tatălui pentru că are îndoieli cu privire la execuțiile ei. Apoi a pus o bandă la ochi pe fața lui Gabmaru și se pare că vor scăpa de el. Îi leagă la ochi criminalii ca să nu poată vedea șogunatul pentru că nu ar trebui să o facă. Sfârșesc pe coastă unde oamenii șogunatului și instalează un curt fără acoperiș pentru a aduna criminali. Gabmaru și Sajiri sunt deja înăuntru. Oamenii șogunatului întâmpină în mod oficial infractorii și spun că îl vor vedea pe conducător. Dar așa cum am spus mai înainte, fețele lor sunt acoperite, așa că ei nu-l pot vedea pe șeful mare. Acest lucru îi nebunește pe criminal și devin frustrați. Sajiri verifică antecedentele criminalilor și vede că aceștia au făcut lucruri foarte rele. Dacă au ieșit vreodată, ar fi haos. Dar apoi Gabamaru se plânge că nu poate respira și vrea să-l vadă pe domnitor în persoană. Sajiri spune să tacă, apoi ofițerul le spune misiunea secretă. Ei trebuie să meargă în paradis și să aducă înapoi elixirul vieții. Dacă vor face asta, vor primi iertare oficială și vor fi liberi. Acest lucru îi face pe infractori entuziasmați, iar unul dintre ei chiar spune că va face și va comite mai multe crime odată ce este grațiat. Sajiri se întreabă dacă poate scăpa de o persoană rea fără să simtă rău, pentru că oricum va urmări. Ea speră că nu o va bântui, apoi este o doamnă în spatele lui Gabmaru. El recunoaște și spune că este un asasin celebru care se pricepe foarte bine la ucis. Rea este dezamăgită pentru că el nu arată ca ceea ce spun oamenii că face. Sajiri urmărește totul și se întreabă dacă Gabmaru este la fel ca ceilalți criminal sau poate chiar mai rău. Ea spune că obișnuia să-l supravegheze, dar de când a fost de acord să plece în această căutare a elixirului vieții, nu pare interesat de nimic. Apoi își folosește sabia pentru a verifica lucrurile și vede ceva înfiorător. După aceea, un tip din șogunat vorbește despre insula în care trebuie să meargă. Sajiri spune că el este un fel de paradis pe pământ, dar criminalii nu cred și încep să facă zgomot pentru că cred că sunt mințiți. Îi se spune să decoleze măștile lor și să vadă ceva cu adevărat suspect. Un tip care stă acolo cu flori care cresc din corp. Purtorul de cuvânt spune că este singurul care a supraviețuit unei călătorii recente pe insulă, iar alte 60 de persoane au dispărut. Acest lucru îi sperie pe toată lumea. Când amați la moarte, încep să se simtă speriați pentru că se uită la un cadavru acoperit de flori. Oficialii încearcă să-i calmeze și spun că florile sunt un lucru înfricoșător, dar nu o fac. Sajiri spune, dar prizonierilor nu le place să fie tratați ca și cum nu înțeleg. Apoi unul dintre ofițerii regatului strigă că oricum vor muri, așa că ar trebui să fie fericit să moară într-un mod frumos. Dar criminalii nu vor nimic de a face cu mersul pe insula paradisului pentru că este foarte riscant și nu există nicio garanție că vor reveni în viață. Autoritățile speră că condamnații vor aprecia această șansă, dar nu par convinși. Unul dintre ei chiar se îndoiește dacă elixirul vieții care există. Un oficial spune că pot pleca dacă vor, dar când un bărbat încearcă, îl ucide călăul. Revenind la discurs, ei spun că fiecare infractor va avea un monitor care să-i urmărească, iar acei monitori sunt călăii. Ei avertizează pe criminali că vor fi supravegheați îndeaproape, iar dacă încalcă vreo regulă, ei pot fi în continuare bătuți din palme pe insulă. Sajiri este desemnat ca partener al lui Gabamaru, iar ea își pune sabia lângă gâtul lui. Purtătorul de cuvânt spune că dacă orice se întâmplă cu monitoarele criminalilor, clanul Yamada îi va bate, clanul Yamada îi va ucide când se vor întoarce. Gabamaru pare destul de calm, iar Sajiri se întreabă dacă este curajos sau pur și simplu nu reușește să fie atât de serios. Apoi șogunatul vorbește cu purtătorul de cuvânt și șoptește ceva înainte de a spune că se pregătește să plece. În continuare, purtătorul de cuvânt spune că trebuie să reducă numărul de criminali pentru că există doar atât de mult spațiu pe navă și nu sunt suficiente monitoare. Unul dintre condamnați îl privește și îl ucide pe altul pentru a arăta ce înseamnă oficialul. Oficialul spune că oricine nu moare ar fi de folos oricum și nu își pot dezlega mâinile. Deci criminalii încep să se lupte între ei, iar șogunatul urmărește de parcă s-ar bucura de spectacol. Acesta a fost unul dintre scopurile lui. În mijlocul tuturor acestor lucruri, șogunatul vrea să știe cine are sigilii roșii, ceea ce înseamnă că sunt cei mai periculoși criminali. Oficial spune că există un grup de oameni super puternici printre criminali, ca Gabamaru și alții. Apoi un tip cu un petic pe ochi, Zan, vorbește cu Sajiri. El spune că deși există violența aici, ceea ce se vor confrunta pe insulă va fi și mai rău. El spune că nu doar condamnații vor avea de suferit, ci și călăii. Izan îi spune lui Sajiri că nu este cu adevărat făcut să fie călău pentru că există când o face.
El crede că ar trebui să trăiască liniștită în conacul lui în loc să mânuiască o sabie. Izan spune că Sanjiri nu poate face față vinovăției și sufletelor victimelor ei. Sanjiri devine frustrat, dar spune că chiar și atunci când e acasă, familia ei este cunoscută pentru că sunt călăi și nu este ușor. Își amintește cum a fost bagiocorită din cauza serviciului familiei sale când era tânără și într-o zi a decis să facă față. Există o scenă în care ea cam scoate o sabie și atunci se ocupă pentru prima dată de karma călăului. Sanjiri spune lui Izan că, chiar și cu lucrurile dure, Izan vrea să fie un războinic și va face orice este nevoie. Între timp, unii dintre criminali își dau seama că toți ar putea muri dacă lucrurile continuă așa. Deci, ei decid să facă echipă și să încerce să evadeze prin gardien cu samurai. Ei cred că Sanjiri ar putea fi o țintă ușoară pentru că este o femeie. Izan se pregătește să-i oprească, dar Sanjiri face un pas și spune că se va descurca. Ea scoate sabia și repede își scoate atacatorii, dar ea ezită și din capetele pe care le-a ucis se vede clar că nu au simțit durere. Acest lucru face pe Sanjiri să simtă rău pentru că simte că morții sunt cu ea. Gabumaru spune că nimeni nu poate rămâne calm când ia viața cuiva, iar asta atrage atenția tuturor. Gabumaru se furișează pe șogunat fără ca nimeni să observe, iar gardienii sunt cu adevărat surprinși. Gabumaru nu vrea un masacru, așa că sugerează o modalitate mai puțin violentă de a alege cine va merge în paradis. El spune că dacă vor condamna să lupte așa, toată lumea va fi plecată. Unul dintre gardienii îi spune unui condamnat să aplaude pe Gabumaru, iar dacă face asta, va primi o pasă liberă. Tipul se pregătește să lupte cu Gabumaru, dar nu vrea să ucidă pe nimeni și este înapoi tras în jos. Gabumaru se simte rău, dar spune că dacă nu are de ales, va trebui să lupte. Deci, încep să se lupte, dar Gabumaru este surprinzător de pașnic în privința asta și se apropie de tip și repede îl ucide, deși are mâinile legate. Ceilalți condamnați încearcă să-l atace pe Gabumaru, dar acesta se apără foarte bine și prin foarte bine vreau să spun că i-ar fi rupt niște gâturi și chiar și, nu știu, spatele. După toată violența aceea, Gabumaru se prinde sânge și toată lumea este îngrozită. Toți cred că este un monstru. Izan vede în schimb ceva mai mult. Ea observă că sufletele victimelor lui Gabumaru sunt mult mai numeroase decât ale ei. Nici nu își poate imagina cât de mult trebuie să fie chinuit după ce și-a ucis adversarea atât de brutal. Seijiri are o mare realizare după ce l-a urmărit pe Gabumaru. Ea înțelege că ea nu trebuie să scape de frica ei. În schimb, ea ar trebui să accepte sentimentele și consecințele care vin cu ceea ce face, la fel cum face Gabumaru. Izan o întreabă încă o dată dacă este pregătită la locul de muncă și a spune că este. Apoi oficialii le spun tuturor celor care pleacă în excursie la Paris, insula Paradis. Gabumaru este unul dintre ei, dar mai sunt și alții. Numele lor sunt Azokabai, Tamaya Gatetsusai, Twisted Keon, Niuragai, Horubo, Akijinu, Yuzuriha, Moromakia și Rokuroda. Sunt 10 membri în total și fiecare va avea un călău care va urmări. Se urcă cu toții pe o navă și după călătorie ajung în sfârșit pe insula Paradisului. Când Gabumaru vede locul, este surprins de sentimentul special pe care îl are. În timp ce Gabumaru se apropie de insula misterioasă și-a amintit ceva ciudat din satul său și-a amintit că liderul satului sau a demonstrat ceva de necrezut membrii clanului. L-au atacat cu tot felul de arme, provocându-i multe răni grave, dar liderul a continuat să rânjească într-un mod sinistru. A spus că a fost din cauza unor medicamente care a ajuns dintr-un tărâm îndepărtat peste mare. I-a făcut să creadă că a băut elixirul vieții. Gabumaru a împărtășit această poveste cu Seijiri, dar ea nu era atât de sigură de asta. Avea îndoielile ei, așa, dar i-a spus că el și a crezut că este imposibil la început, dar a aflat mai târziu că este adevărat. Cu acestea a recunoscut că nu era sigur că ar putea găsi elixirul vieții în acest presupus paradis pe insulă. În ce se plimbau prin împrejurări medens copleșite verificând locul, Seijiri a fost uimită de tot ce vedea. Ea a început chiar să se gândească că poate elixirul va fi ascuns acolo. Dar Gabumaru s-a oprit și a avut o altă perspectivă. A spus că locul îi se părea oarecum înfiorător și nu avea nicio idee despre pericolele pe care le-ar putea întâlni. Se hotărâ Gabumaru să-și dea jos constrângere, dar Seijiri i-a spus că nu poate face asta. A susținut că era o nebunie să explodeze un loc necunoscut cu mâini legate. Cu acestea era hotărâtă să-l urmeze pe șogunatul instructor și să-l țină sub control. Treaba era să-l vegheze și să se asigure că respectă regulile. Le-a dat o frânghie nouă să-și lege propriile mâini. Gabumaru a început să-și exprime îngrijorările cu privire la șansele fiind stivuite împotriva lor. El i-a spus că aveau doar 3 zile de mâncare și apă, iar singurul indiciu pe care îl aveau despre elixirul vieții era un desen la întâmplare. A început să se îndoiască dacă șogunatul chiar vrea să găsească elixirul. Seijiri s-a săturat de plângerile lui și a spus să-și dea jos reținerile și i-a tras rapid sabia spre gâtul lui. I-a spus clar că ea este un călău, nu tovarășul lui. Spus că dacă el îi refuză ordinele, îi va tăia pur și simplu capul. Gabumaru a urmat fără tragere din instrucțiile lui Seijiri și și-a legat propriile mâini. În timp ce făcea asta și-a amintit că făcea toate astea pentru a se reuni cu soția sa, așa că era dispus să accepte și să îndeplinească această condiție. Dar deodată de nicăieri un buzdugan masiv l-a lovit pe Gabumaru chiar în față, trimițându-l să zboare prin aer. Era ca Eon pe buzdugan și a luat rapid mingea de fier. A bagiocorit pe Gabumaru pentru că și-a lăsat garda jos, dar în ciuda loviturii puternice Gabumaru era încă în viață. Seijiri s-a repezit să-l verifice. El a informat-o că are gâtul luxat. Să vedeți că Caeon era un călu
lungă războinic cu obsesie pentru arme. Vânase sute de războinici pentru a-i fura diferitele lor arme, iar Gamora i-a subliniat lui Seijiri că mâinile lui Kaeon nu erau legate, iar ea l-a întrebat pe superiorul ei, Kisho, despre asta. Kisho a spus pur și simplu că l-ar putea lega prin mâinile pe drumul de întoarcere și că nu vrea să piardă timpul certându-se cu un prizonier despre asta. Gabumaru a fost de fapt de acord cu Kisho, iar Kisho a profitat de ocazie pentru a afirma că Seijiri era călăul de cel mai jos rang pentru că era prea sinceră. Între timp, Kaeon a lovit unul dintre obiectele sale mortale în jos, enervat că Gabumaru nu l-a recunoscut la început. Apoi a arătat, a scos cutia plină cu arme și și-a exprimat entuziasmul că le-a încercat. Gabumaru a încercat să raționeze că nu ar avea sens să lupte și să dea avantaj celorlalți, dar Kaeon făcuse asta. L-a putut să pună mâna pe sabie, iar Kisho a putut să îi dea idei diferite. Cred că dacă era mai bine să se ocupe mai întâi de criminal și apoi să-și ia timpul căutând elixirul. Kisho a așteptat să vadă cum se va desfășura lupta, dar Gabumaru a fost enervat la gândul că trebuie să rănească pe cineva din nou, știind că soției lui nu-i place asta. Apoi Kaeon s-a îndreptat spre Gabumaru, iar Seijiri a atins umărul insistând să se lupte cu mâinile. Primul atac al gigantului a lovit cu succes pe Gabumaru, dar arma lui s-a spart la impact. Descurajat, a apucat rapid o altă armă, dar a avut aceeași soartă când a lovit pe Gabumaru. Gabumaru, în timp ce continuă să-și lege mâinile, s-a confruntat calm cu fiecare dintre loviturile cu armele lui Kaeon. Chiar și atunci când Kaeon a folosit o minge și un lanț, aceasta s-a spulberat la lovirea lui Gabumaru. În cele din urmă, Kaeon a încercat cu sulița, dar Gabumaru, cu mâinile aproape legate, a reușit să devieze atacul și l-a trimis pe Kaeon în zbor. Toate armele lui Kaeon au căzut la pământ inutile. Gabumaru s-a plâns de cât de greu au fost să lupte cu mâinile legate, dar mă surprinzător, Seijiri a fost impresionat că situația s-a rezolvat cu o singură lovitură. Cu toate acestea, toți au rămas uimiți când Kaeon s-a ridicat râzând. A dezvăluit că armura sa a fost topită direct pe piele, iar când masca i-a căzut, i-a expus urâțenia. Într-o schimbare de scenă, era clar că până la sfârșitul bătăliei, Gabumaru făcuse ravage și învinsese cu brutalitate uriașul de arme. În mod remarcabil, Gabumaru era încă legat și fără nicio zgârietură pe el. Gabumaru s-a întors către Seijiri și le-a sugerat să înceapă să caute elixirul pentru a recupera timpul pierdut. El o privește cu hotărâre, dar ea nu se putea abține să nu se uite la mâinile lui încă legate. Kisho, unul dintre călăi, și-a scos sabia și l-a bătut repede din palme pe Kaeon. I-a dus capul lui Kaeon înapoi pentru a arăta că era într-adevăr mort și și-a luat rămas bun de la ei, exprimându-și entuziasmul despre a merge în sfârșit acasă la o baie fierbinte. I-a spus lui Gabumaru că nu erau dușmani sau aliați, pur și simplu își făcea treaba recuperând capul criminalului. Seijiri, colegul călăului, l-a avertizat pe Kisho să fie atent la întoarcere, având în vedere că mulți dispăruseră pe această insulă misterioasă. Kisho a liniștit-o, spunând că adevărata provocare este să aibă grijă de Gabumaru. În timp ce Kisho a plecat, l-a reflectat asupra haosului la care asista de la sosirea lor pe insulă. Unii criminali făcuseră alianțe, alții încercaseră să-și seducă călăii, iar unii recurseseră deja să-i ucidă. Zen în special întâmpinase o soartă sumbră, și anume să ucidă un prizonier uriaș în păduri. Înainte de a pleca, Kisho a făcut o predicție că situația de pe insulă se va schimba drastic în câteva ore, mai mult de jumătate dintre criminali întâmpinându-și moartea. De asemenea, a informat pasagerii despre zvonurile că performanța călărilor în această misiune ar determina viitorul lor ca lideri. Cu această informație, Kisho l-a părăsit pe Seijiri cu un ultim avertisment de a nu lăsa garda jos împotriva criminalilor. Seijiri aruncă o privire către Gabumaru, amintindu-și că era un bărbat periculos. Chiar dacă au călătorit fără probleme în ultimele zile, ea și-a dat seama că încă nu înțelesese pe deplin adevărata natura lui Gabumaru. Dintr-o dată, gândurile ei au fost în capul ei, au fost întrerupți când Gabumaru a lansat un atac asupra ei. Abia a reușit să-i blocheze greva la timp și l-a întrebat ce face. Ochii erau reci, mărturisând că sperase să o pună capăt rapid și fără să-i provoace durerea. În timp ce se ciocâneau, Seijiri se uită în ochii lui Gabumaru, crezând că în sfârșit îi descoperise adevărata natură. Ea i-a amintit că atacarea ei era împotriva regulilor. El a explicat că în această situație, principala sa prioritate a fost găsirea elixirului înainte ca și clanul Igakure să sosească pentru a complica lucrurile. A recunoscut că nu o ura. Asta o vedea ca un obstacol în calea obiectivului său, iar Gabumaru și-a continuat atacul, iar Seijiri și-a găsit raționamentul și atitudinea morală extremă și anormală. Ea crede că ar trebui să fie ucis imediat, dar de anumite motive a ezitat, nesigură de ce anume. În același timp, Gabumaru s-a confruntat cu o dilemă similară. Știa că ar fi trebuit să-l ucidă pe Seijiri în acel moment, având în vedere că cel mai important obiectiv al lui era reunirea cu soția lui. Cu toate acestea, nu putea înțelege de ce a ezitat, mai ales având în vedere sfaturile trecute ale soției sale, că este firesc să nu vrei să omori oamenii. Gabumaru explica lui Seijiri că odată crezise că trebuie să scape de emoții, că îi dădea de gol. Dar când a auzit asta,
asta l-a tachinat jucăuș subliniind că nu se poate numi gol atunci când a roșit într-un moment traumatic. Ea a subliniat importanța de a fi fidel sentimentelor cuiva și l-a asigurat că dacă ar lua decizii bazate pe emoțiile sale, ea l-ar sprijini orice ar fi. În acel moment Gabu Maru și-a amintit asta. Soția lui era cea care l-a ajutat să-și dea seama că avea sentimente și emoții în primul rând. Cu această amintire în minte, ne întoarcem la prezent, unde lupta continuă între Gabu Maru și Sejiri. Cu toate acestea, Gabu Maru nu reușește să dea lovitura finală atunci când se ivește ocazia. Își dă seama că slăbiciunea sa a revenit și știe că nu îl va ajuta să supraviețuiască în acest proces. Reamintindu-și cuvintele conducătorului satului său care l-a învățat să devină frig, el sparge lama lui Sejiri pentru a face o lovitură decisivă. Sejiri însă îl blochează cu ea, prin ea cuteacă. Gabu Maru mărturisește că nu-i pasă de soarta acelui criminal, dar pretinde că este singurul care îl poate ajuta. Sejiri, sceptic, că încă mai are sentimente de simpatie, urmărește cum se străduiește să termine. Aparența întunecată a conducătorului său de la sat îl îndeamnă să fie nemilos, dar în cele din urmă apare esența, gândul sau apariția mistică, oricare ar fi ea, a soției lui Gabu Maru, iar acesta se oprește înainte de a-l elimina pe Sejiri. În acest moment, Sejiri recunoaște că în adâncul sufletului Gabu Maru nu este cu adevărat gol. Este un produs al mediului său, dar este un om cu inimă. La scurt timp după momentul emoționant, Gabu Maru începe să plângă și se auto-intitulează slab pentru că nu a reușit să-l ucide pe Sejiri, dar ea îl mângâie și explică că nu este o slăbiciune, este de fapt începutul puterii. Ea îi spune că a evita emoția este ca și cum ai pretinde că problemele nu există și ea știe asta pentru că el a învățat-o indirect să facă față propriilor ei lupte interioare. Sejiri se ridică și îi spune lui Gabu Maru că va trece cu vederea greșelilor lui trecute. Ea îl provoacă să-și confrunte crimele și emoțiile pentru a-și putea recupera viața. Ea își exprimă dorința de a fi alături de el pentru a vedea dacă cineva ca el poate avea o viață normală. După aceea recunoaște că relația lor nu s-a schimbat fundamental, dar Gabu Maru nu este aceeași persoană care a fost înainte. Gabu Maru acceptă cuvintele ei recunoscând că el răspund la ceea ce i-a spus odată soția lui. Între timp, ne îndreptăm atenția către Fukai și Tamiya, care sunt surprins să vadă statui pe insulă, ceea ce indică faptul că a existat o civilizație acolo în trecut. În timp ce observă acest lucru atât cu uimire cât și cu confuzie, Tamiya observă că nu este singura care a stat acolo. Este de asemenea un fluture așezat pe mână, dar îl înțeapă. Instantaneu își amintește de bărbatul cu flori care cresc din corp. Având în vedere această amintire, spadasinul ia o decizie rapidă. El îndepărtează propria sa mână fără ezitare să împiedice veninul să se răspândească prin corpul său și să distrugă creatura. La scurt timp după ei văd că flori încep să crească din mâna lui tăiată și alte creaturi ciudate apar, inclusiv un gigant cu mâini pentru ochi. Înapoi cu echipa principală, Gabu Maru și Sejiri se confruntă cu un monstru cu cap de pește. Gabu Maru nu știe ce se întâmplă, dar ea nu este să-și pună masca în timp ce se pregătește să lupte cu creatura amenințătoare. Într-un flashback, Fuchai și Tamiya ajung pe insulă folosind o plută. Ei vorbesc despre viețile lor, cu Fuchai avertizându-l pe Tamiya să nu lipsească de respect clanul Yamada. Apoi se aventurează în păduri. Tamiya își împărtășește planul de a elimina concurența și de a găsi elixirul de unul singur atunci când acestea dintr-o dată întâlnesc fluturile și monstru uriaș. Înainte rapid până în prezent, Gabu Maru și Sejiri se trezesc în fața multor insecte uriașe, iar Sejiri înțelege că nu este singurul care este speriat. Cu acestea, Gabu Maru intră în acțiune, imediat și începe să se lupte cu monstrul cu cap de pește. El îl avertizează pe Sejiri să rămână înapoi și după ce a fost rănit de monstru își dă seama că au nevoie să alerge, dar chiar în timp ce încearcă să scape apar monștri mai bizari și mai uriași. Gabu Maru își folosește ninjutsul de foc pentru a dobori mai mulți dintre acești monștri, dar Sejiri este încolțit de unul dintre ei. Este încă în stare de șoc și nu poate reacționa la timp. În ciuda faptului că nu vrea să o facă, Gabu Maru reușește să o salveze. După ce bătălia se termină, Yuzuriha admiră abilitățile lui Gabu Maru după ce l-a văzut învingând atâția monștri pe cont propriu. Ea încearcă chiar să-l seducă, dar nu funcționează. Ei împărtășesc informații despre creaturi de pe insulă, iar Yuzuriha și Gabu Maru decid să formeze o alianță. Între timp, Sejiri realizează că nu a făcut niciun progres de când a ajuns pe insulă. Stresul situației și inhalarea de spor de la fluturi trec de pragul ei, iar ea leșină. Într-o altă parte a insulei, Toma și Chobaya ajung pe insulă, iar Sejiri este în stare de șoc. Sejiri pur și simplu nu poate trece peste, iar Toma și Chobaya ajung în căutare elixirului vieții. O poveste de fundal cum Toma reușește să se alăture clanului Yamada și să devină un călău pentru a-l însoți pe Chobaya. În măsură ce călătoresc prin insulă, ei se întâlnesc cu diversi monștri. Împreună fac echipă pentru a opta împotriva acestor creaturi și continuă căutarea pentru elixirul vieții. Sejiri se trezește dintr-un vis și iese din peștera în care se odihnea. Îl găsește pe Gabu Maru pregătind mâncare pentru toată lumea. Au o discuție despre insulă, iar Gabu Maru menționează că în timp ce căuta ingrediente a descoperit ceva intrigant. El spune că majoritatea florilor și vegetației insulei par normale, dar unele cresc din ele prin corpuri. Ei speculează despre monștri pe care i-au întâlnit, sugerând că sunt pe jumătate animale. Aparițiile pe jumătate umanoide ar putea fi legate de contactul cu substanțe supranaturale, posibil conectate la elixir. Gabu Maru crede că acest lucru indică că elixirul ar putea fi pe insulă, iar mai târziu după amiază, Genji se întâlnește cu Sejiri și o sfătuie să plece. El crede că nu face față provocărilor insulei și sugerează să se întoarcă la rolul ei de femeie
femeie în clanul Aseman și să aibă copii pentru a asigura descendența clanului. Pe parcursul conversației lor, Sentai se alătură și îl sfătește pe Sejiri să rămână, deoarece istoria arată că niciunul dintre samuraii trimiși pe această insulă nu s-a întors vreodată în viață. Genji pleacă, iar Senta adaugă că Gabu Maru pare să aibă un punct slab pentru ea. În cazul în care devine violent sau își pierde control, Sejiri ar putea fi să-l calmeze, fie să-l învingă, iar între timp, într-o altă locație, îl întâlnim pe Tenza și Rugai, că nu au pus piciorul pe misterioasa insulă, dar aleg să se întoarcă cu o ocazie specială. Insula este înconjurată de o barcă mică. Deodată, creaturi cu tentacule îi atacă. În haos, Rugai simte că merită să piară aici ca pedeapsă pentru că a provocat-o din neatenție moartea familiei. Cu toate acestea, Tenza o convinge de contrar și se grăbește să o protejeze. Aceștia reușesc să învingă monstrul și să scape pe o plută pentru a ajunge la malul insulei. După aceea se usucă și se spală, iar Tenza este surprinsă să descopere că Rugai este o fată. Ei sugerează monstrul că să-i ceară în căsătorie că împărăsesc insula și au pornit într-o misiune pentru a găsi elixirul și a se întoarce pe insulă. În cele din urmă, insula este distrusă, iar insula pur și simplu decide să se prăbușească. În aceeași noapte, Sejiri și Gavimaru poartă o conversație profundă despre autodescoperirea și provocările vieții. Drept urmare, a doua zi, spune lui Genji că va rămâne pentru că vrea îmbunătățiri. Genji nu ia bine această decizie și decide să atace, dar Sejiri reușește să-și evite atacul. Cu toate acestea, brusc apare un uriaș și rănește grav pe Genji. Acest gigant este același care eliminase pe colegul său călău, Izen, la scurt timp după sosirea lor pe insulă. Într-un flashback, ei află că acest gigant este un monstru. Nu sunt singuri în luptă. Gigantul pe nume Rokurada s-a născut ca un copil mare, cu o putere incredibilă de la o vârstă fragedă. Putea să ucidă oamenii fără efort. Apoi în prezent, Rokurada lovește o parte din corpul lui Genji, trimițându-l să zboare. Apoi încearcă să-i facă rolul lui Sejiri, dar Gavamaru intervine, aruncând o lovitură puternică în fața uriașului. Sejiri se grăbește să o ajute pe tovarășul ei grav rănit, al cărui corp este parțial distrus. Între timp, Gavimaru se confruntă cu Rokurada în luptă, realizând că corpul adversarului său este incredibil de puternic și rezistent. Atacurile lui nu par să-i facă niciun rău gigantului. În paralel, Sejiri face tot posibil să se oprească. Genji sângerează, dar el îi spune că este inutil, deoarece rănile lui sunt prea grave. El o înconjoară să-și aleagă propria cale, recunoscându-i curajul ca bărbat și sensibilitatea ei ca femeie. El îi predă sabia, semnificând recunoașterea ei ca și samurai. După aceea, se alătură bătălie împotriva uriașului, sprijinându-l pe Gavimaru în duel. Sejiri reușește să bată din palme de pe unul dintre degetele uriașului, dar își dau seama rapid că pielea uriașului este imposibil de tăiat. În mijlocul bătăliei intense, fiara uriașului apucă pe Gavimaru și îl trântește la pământ. Din fericire, Gavimaru reușește să se ridice, dar corpul îi sângerează din cauza daunelor masive. Gigantul atacă din nou, dar data aceasta Sejiri intervine pentru a proteja pe camarad. În acest moment crucial, ea își folosește raționamentul pur și loviturile precise pentru a bate loviturile puternice fiarei. Gavimaru se pune și el din nou pe picioare, iar împreună cu Sejiri ei vin cu un plan pentru un atac combinat pentru a pune capăt bătăliei. Gavimaru își folosește ninjutsul de foc, lăsând mai multe proiectile de foc asupra gigantului. Deși aceștia nu rănesc uriașul, ea prin copaci din jurul lor, creând o atmosferă de fum. Gigantul începe să se lupte pentru aer din cauza fumului, iar când cade în genunchi, Gavimaru îl ține nemișcat, permițând lui Sejiri să-l termine în pace. Sejiri reușește să-și controleze emoțiile și îl decăptează calm pe uriaș, dându-lui Rokurada o moarte pașnică. După aceea scapă de focul care se răspânește, dar îl văd pe Genji în depărtare. Deja fără viață și pe cale să fie mistuită de flăcări, nu după mult timp, creaturile insulei cunoscute sub numele de Sashin se apropie de foc, arătându-și mentalitatea oarecum primitivă. Sejiri și Gavimaru își continuă căutarea pentru a găsi elixirul vieții și dau peste Yuzurika și Senta, care au mers înainte. Toți se trezesc uitându-se la un sat pustiu din partea de jos a unui deal, ridicând suspiciuni cu privire la secretele pe care le deține această insulă. Într-o altă parte a insulei, Chobai și Toma, după ce au învins mai mulți monștri, vorbesc despre cum vor putea ajunge la insulă. Insula este ciudată, se așteptau să găsească zei sau creaturi divine, dar este plin de monștri înfricoșători. Dar apoi lucrul devine și mai ciudat. Ei dau peste două femei care le zărești și sunt extaziate. Una dintre femei spune că este ciudat că oamenii să ajungă atât de departe și invită pe Toma și Chobai la petrecerea lor. Dar prietena ei nu este de acord și îl găsește groaznic pentru că sunt doar oameni. Apoi se întâmplă ceva cu adevărat surprinzător. Femeia se transformă în bărbat, se pregătește să lupte cu Toma și Chobai. Între timp, grupul principal încă încearcă pentru a descoperi satul și întâlnește o fată cu glugă. Gavimaru o trece să o urmărească pentru a pune întrebări, dar fata fuge, iar ei încep o urmărire. În timpul acestei urmăriri, un ciudat, și anume o creatură de copac, apare pentru a proteja pe fetiță. Deci grupul principal se desparte, iar Yuzuriya și Senta se confruntă cu monstrul, în timp ce Gavimaru și Sejiri continuă să urmărească pe fată. În cele din urmă o prind pe fată, dar nu este un copil normal, este incredibil de puternică. Chiar dacă Gavimaru este puțin supărat, reușește să o controleze folosind niște vițe mari pe care le-a găsit lângă sa. Dar apoi fata începe să plângă, așa că Sejiri cer lui Gavimaru să-i dea drumul. După aceasta asistăm la modul în care ea îngrijește copilul cu atingere de mamă, oferindu-i o îmbrățișare caldă pentru a lina fata speriată. După aceasta se încrucișează cu Yuzuriha și Senta, care doboară cu succes monstru amenințător. Deodată creatura copac vorbește propunând o înțelegere.
Pot avea hrană din belșug și informații valoroase spre Elixir în schimbul eliberării fetei. Rapid Yuziriha își exprimă îndoielile declarând că posedă deja suficiente provizii și se teme că ar putea fi o capcană. Creatura îi tentează apoi cu promisiunea unei băi fierbinți pentru a ajuta să se odihnească. Auzi acest lucru, Yuziriha este de acord, conducând grupul să urmeze exemplu și în scurt timp se trezesc în satul ciudat al creatorii. Dezvolte că a locuit în acest sat de peste 1000 de ani, apoi în drum în direcția bătăilor. Yuziriha și Sejiri fiind primii care s-au răsfățat. După aceea, energia creatorii este liberată, iar creatura enigmatică oferă informații vitale, începând cu confirmarea cu elixirul vieții, care este într-adevăr real. Ei se află pe o insulă numită Kotaku, locuită de ființe supranaturale și entități eterne. Continuă explicând că elixirul caută, că este cunoscut numele Tan, iar insula este împărțită între regiuni. Zona de plajă se numește Aishu, partea centrală este Ojo, iar în inima insulei se află Horai, unde se găsește Tan. Cu toate acestea, creatura avertizează că dacă persistă în căutarea acestei substanțe, vor putea găsi pe Tan. În curând se vor încrucișa cu Tenshin, ființe perfecte și nemuritare însărcinate cu eliminarea intrușilor de pe insulă. Între timp, într-o altă parte a poveștii, Chobai și Toma îl confruntă cu curaj pe bărbatul pe care l-au întâlnit mai devreme. Din păcate, efortul lor se dovedea zadarnice, deoarece acest bărbat dezvăluia a fi un Tenshin, făcându-l nemuritor și învinge fără efort. După ce face asta, îi aruncă într-o groapă care are o putere ciudată de a transforma oamenii în flori. Din fericire, supraviețuiesc căderii, deși sunt destul de bătut și nu pierd timpul în pădure. Sunt gata să iasă din acea gaură adâncă. Întors cu restul găștii, monstrul copac vorbește despre modul în care oamenii care se transformă în flori în acea groapă devin lucrurile pe care le numește Tan. Apoi se spune că a vărsat boabele pentru că îi pas de ei, iar când se ciocnesc de Tenshin, lucrurile s-ar putea să nu meargă atât de bine. După aceea, creatura spune că numele ei este Hoko, iar fata ei este Mei. Apoi Gabumaru decide că vrea o baie fierbinte, iar Sejiri le etichetează pentru a se asigura că nu încearcă nimic ascuns. Când ajung la locul de baie, se lovesc de Mei, care plănea să facă și ea baie, iar devine nervoasă când vede, dar Gabumaru nu face decât și s-a obținut să împartă bătăile datorită celui public din satul său. Deși Sejiri își dă seama că atât Gabumaru cât și Mei nu prea știu să se spele corect, iar ea intervine pentru a ajuta să se relaxeze. În timp ce ea le spală, Gabumaru începe să se gândească cum face soția lui asta pentru el acasă. Ea a spus întotdeauna că trebuie să se odihnească corespunzător dacă vrea să fie pregătit pentru lupte mari. După baie, Gabumaru observă că nu va putea să facă baie și va trebui să meargă la baie. Spune că se simte împrospătat, dar nu pierde timpul. Are un lucru în minte, să se întoarcă la soția lui cât de repede posibil. Apoi un flashback ne duce în trecutul lui Tenza, dezvăluind viața lui înainte de a deveni aseman. Tenza era un copil care a avut o perioadă grea în satul său, iar oamenii l-au tratat foarte rău, strigându-i numele în timp ce treceau pe lângă el. El spune povestea familiei sale sărace, cu părinții cărora nu le pasă să-l crească, și a trebuit să se descurce singur. O mare parte a vieții lui a trăit ca un fel de hoț mic, strânge mâncăruri de câte ori bubuia burta, așa că era felul lui și a crezut că înseamnă libertate. Dar apoi într-o s-a lovit de niște luptători cu săbii care au pornit o mâncărime după ceartă. Tenza, surprinzător, le-a dat jos. S-au speriat atât de mult cerșind iertare. Tenza a gândit că ar trebui să le dea o lecție în continuare, dar cineva din grupul Aseman a apărut și l-a oprit. Înapoi în prezent îi vedem pe New Rugai și Tenza plimbându-se de-a lungul plajei, în speranța că vor găsi un curent care se conducă în afara insulei. După plimbare lungă își dau seama că doar merg în cerc. New Rugai îi spune lui Tenza că rătăcirea fără scop nu-i va ajuta. Îi sugerează că a merge în junglă este o afacere riscantă, dar acum că știe de New Rugai că este o fată, este precaut cu privire la pericol. Când New Rugai aude asta, ia alta chine spunând că ar trebui să se grăbească ca să se poată căsători cu ea. Tenza nu este atât de sigură, spunând că este prea devreme pentru toate acestea și ar trebui cel puțin să iasă mai întâi din acest loc ciudat. Dar New Rugai nu pare să asculte și continuă să laude partea dură a lui Tenza. Deodată amândoi simt că e cineva lângă ei. Când își întorc capul, ei văd o persoană care tocmai a apărut din senin pe mal, iar acum este timp să-l întâlnim pe Jujin, un Tenzen care a apărut pentru că ceva părea foarte greșit în zonă. Jujin menționează că a găsit o grămadă de cadavre monstru numite Sashen, dar nu-și poate da seama cine se află în spatele lui. De Jujin se întoarce către Tenza și o întreabă dacă este de vină. Tenza are un sentiment rău de la această persoană imediat. Până la lui se dovedește a fi adevărat atunci când acest individ se schimbă dintr-o femeie la un bărbat într-o clipă. Fără să se gândească de două ori, Tenza și New Rugai decid să alerge spre junglă, dar Tenza spune că nu are rost și apoi bum, el este chiar în fața lor, trimițându-l pe Tenza să zboare cu un atac. Puternic, apoi Sujin încearcă aceeași mișcare pe New Rugai, dar ea se ridică rapid și evită loviturile. Sujin observă agilitatea și spune că este destul de bună pentru un om. New Rugai se îndreaptă să o ajute pe Tenza, iar Sujin le spune că va scăpa de ei pentru că urăște pe făcătorii de probleme de pe insulă. Tocmai când Jujin e pe cale să atace, Tenza intră tăind ochii lui Tenzen cu sabia lui. Creatura realizează că nu el este cel care îl va ucide și își dă seama ce s-a întâmplat la udând viteza unui om și cât de rapidă este Tenza. Dar aici este chestia șocantă. Tăietura lui Tenza nu pare să-l rănească prea mult pe Jujin. Partea tăiată doar crește din nou. Așadar, Tenza iese repede de acolo și îi spune lui New Rugai să rămână atent. După o discuție rapidă despre planul lor de evadare, Tenza se întoarce pentru o scurtă perioadă, mândru de viteza lui. Amândoi se îndreaptă spre junglă, dar Tenzen este chiar pe
spada lor, amintindu-le că fuga nu va funcționa, chiar când Shujin era pe cale să-l piardă, stăpânului Tenza Shen apare. Își folosește sabia pentru a tăia capul ticălosului, care continuă să crească înapoi. Cei trei reușesc să facă o evadare curată. În timp ce ei se feresc de plante și tot felul de lucruri, New Rugai se întreabă cum poate Shen să alerge atât de repede, deși este destul de orb. Tenza varsă fasolea. Shen poate simți lucrurile din jurul lui folosindu-și auzul și simțind mirosul. Când totul se calmează puțin, se opresc, iar Tenza îl prezintă oficial pe stăpânul său. El spune că Shen l-a învățat totul despre lupta cu sabia și îl numește un războinic super. După introducere, Shen îi spune lui Tenza o discuție bună, vorbind cu Fernok, aplaudând tipul rău în mod corect și îi spune să se concentreze mai mult data viitoare. Tenza sublinează că stăpânul său încă dă lecții, chiar și pe această insulă nebună unde sunt urmăriți. Apoi Shen spune că și-a făcut datoria pe insulă și că vrea să meargă acasă. Este pe cale să sară pe o plută când își dă seama că nu există curent care să iasă, dar a găsit unul. Pentru a urătăți lucrurile, el simte o creatură înfricoșătoare pândind în apropiere. Deci el decide să-și găsească mai întâi prietenii și apoi ei vor căuta o cale de ieșire și de a scăpa cu orice trebuie să lupte. Când Tenza aude asta, e plin de energie, pentru că asta făceau și el și Nurugai. Îi sugera să facem echipă pentru a găsi o ieșire, dar Shen spune că trebuie să se ocupe mai întâi de Nurugai, deoarece este o criminală și este treaba lui. El spune că călăii care ar trebui să-i scoată pe făcătorii de probleme și să păstreze ordinea. El varsă fasolea despre cum ultimul său criminal desemnat a încercat să-l păclească, așa că a trebuit să scape de ea. Acum îi spun că trebuie să-l aplaude pe Nurugai, dar Tenza nu are. Vrea să o ajute. Au puțin înainte și înapoi, iar Tenza face câteva puncte destul de bune. După o conversație rapidă, Shen decide să lase pe Nurugai să vină cu ei. Apoi Shen se gândește cum. La început lui Tenza nu-i pasă de nimeni, dar apoi o face și se bucură că elevul lui a crescut. Nurugai spune că îi mulțumesc și îl sună pe maestrul Shen, dar el îi spune să nu facă nimic încă. Nu a învățat-o nimic. Ei încep să vorbească despre cum să se descurce cu Zujin sau să scape de el și chiar atunci Tenzanul apare gata să bubuie. Shen nu pierde timpul și își prinde prietenii pentru a-i proteja de atacul lui Zujin, dar Tenzanul reușește să-i taie gâtul lui Shen aproape tăindu-l. Puțin mai târziu, rularea figurilor Tenza nu va ajuta, deoarece acel lucru îi va urmări. Așadar își pregătește sabia să învingă inamicul, dar data aceasta Zujin evită toate mișcările lui Tenza, spunând că s-a obișnuit cu viteza lui, dar Tenza are un truc în mine că și lovește pe Zujin. Rezultatul totuși este același, iar un moment mai târziu, creatura ripostează provocând răni fatale lui Tenza cu niște puteri super. După aceasta vedem o scenă din trecut în care Tenza îl întreabă pe Shen de ce l-a ales ca student. Shen spune că a văzut asta și a avut potențial în el și a vrut să reușească să devină un mare spadasin. Ei continuă să-i antreneze, dar Tenza devine destul de frustrat pentru că nu poate atinge nici măcar o lovitură, iar abilitățile lui de sabie sunt practic zero. Shen vede sentimentele elevilor săi și spune că dacă va continua să se antreneze cu disciplină, talentul lui va începe să se arate. Dar Tenza nu cumpără. El crede că nu este bun pentru că oamenii din satul lui îl numeau mereu gunoi. Așa că îi spun lui Shen că vrea să-i libereze ca oțean și trăiește viața în propriile sale condiții. Fără toate aceste lucruri stricte, Shen spune că e în regulă, dar există o captură. Tenza trebuie să atragă cel puțin o lovitură asupra lui mai întâi. Mai trec câteva zile, dar lui Tenza s-a săturat de provocare. El decide să plece oricum, dar apoi Zen intervine și întreabă dacă Tenza a reușit să-i dea o lovitură lui Shen. Tenza crede că este o grămadă de prostii și spune că pleacă cu adevărat. În mod surprinzător, Zen nu-l oprește. El spune că Tenza poate pleca, dar mai întâi vrea ca Tenza să meargă cu el să viziteze un loc. Tenza este de acord, se îndreaptă spre un cimitir unde se află piatra funerară a vechiului student al lui Shen. Chiar atunci Tenza află că în trecut bătrânul student nu s-a angajat cu adevărat să învețe pentru că Shen nu i-a acordat prea multă atenție. Deci studentul a părăsit dojo-ul. Când s-au întâlnit din nou, acel tânăr se transformase într-un bandit, iar Shen a trebuit să facă ceva foarte greu. A trebuit să ia viața tipului acela. Zen îi spune lui Tenza că ultimele cuvinte ale tânărului au fost scuze pentru Shen și așa cum se întâmplă adesea, a avut un impact mare asupra spadasinului, că nu se promite că se va dedica predării. Îi zănește un avertisment serios lui Tenza. Îi spune lui Tenza că dacă pleacă fără să aducă măcar o lovitură stăpânului său, s-ar putea să ajungă ca acel tânăr din trecut și Shen nu vrea să se întâmple asta. Apoi Zen repetă, dacă Tenza vrea să meargă, trebuie să arunce lovitura asupra stăpânului său. Din acel moment, Tenza cade cu adevărat la antrenament. Lucrează foarte mult, chiar și luptă cu stăpânul. În timp ce se antrenează, Tenza se întreabă dacă va deveni momentul când are ceva cu adevărat important de protejat. Acum se întoarce la prezent. Tenza este rănit și vede că atât New Rugai cât și stăpânul s-au mari probleme. Rapid ca fulgerul, Tenza se ridică și începe să-și lovească adversarul ca un nebun. Chiar atunci își dă seama că singura lui treabă este să-și protejeze prietenii, chiar dacă asta înseamnă să-și riște propria viață. Deci Tenza îl ia pe Zulin ca pe un adevărat erou, iar Shen vrea să ajute, dar înțelege ceea ce încearcă Tenza să spună că ultimele sale cuvinte. El vrea ca Shen să fugă când New Rugai și realizează pericolul și face ceea ce a cerut.
Tenza continuă să lupte, chiar dacă este greu, dar după un timp Zhu Jin îl dă jos pe Tenza admirându-i curajul. Între timp Yurugai plânge și țipă la Shen întrebând de ce nu a ajutat-o pe Tenza. Shen spune că creatura era mult prea puternică și ar fi fost lipsită de respect pentru Tenza, care și-a anunțat la viață pentru a-i oferi șansa de a scăpa. Spune că în acel moment nu putea face nimic, dar a promis că va răzbuna moartea lui Tenza într-o zi. Acum se întoarce la o scenă din trecut. După un proces de antrenament foarte dur, Tenza reușește în sfârșit să-și dezarmeze stăpânul și cere să-l învețe în continuare. Shen zâmbește și se de acord, dar deocamdată ne-am întors în prezent. Și este cu adevărat trist pentru că vedem trupul fără viața lui Tenza. Acum, pe de altă parte, l-avem pe Sen să se ocupe de o adevărată încurcătură mentală. Toate informațiile pe care le-a absorbit în locul lui Hoko îl fac tot felul de confuz. Se jurevede că se zbate și îi spune să ia o gură de aer. Este destul de evident că este supraîncărcat de informații. Deci, el ia sfatul ei și se odihnește. Mai târziu în acea noapte, la doarme chiar în fața lui Gabumaru, care este de gardă. Gabumaru crede că este șansa perfectă de a se strecura în lumea groază, chiar dacă Sen i-a spus că este o idee proastă fără un plan solid. Dar Gabumaru este să nu mai piardă timpul. Este gata să facă un pas înainte. Mărșălul ieșe prin ceața deasă care duce la Horai și dă peste niște creaturi asemănătoare copacilor care arată ca Hoko. Cântă aceste cântece ciudate care atrag atenția. Totuși el continuă să-și atingă obiectivul fără să-și dea seama că Mei îl urmărește în liniște în urma lui. După un timp ajunge la porțile Horai și se pregătește să intre, dar apoi simte pe cineva în spatele lui. Nu știe cine este, dar are bănuiala că nu sunt oameni, așa că le cere să se dezvolie. Shu Jin a fost deranjat de Gabumaru, care tocmai a apărut și i-a spus: pleacă, nu vreau să am de-a face cu altă persoană. Gabumaru însă, înainte de a auzi spunând asta, o întreabă dacă îi transformă pe oameni acel elixir al vieții. Asta îi face pe Gabumaru să fie foarte precaut, iar Shu Jin se nebunește și este gata să lupte. Este o confruntare. Chiar atunci Shu Jin a spus: wow, brațul meu este rupt. După aceea Gabumaru sare și o lovește cu piciorul în gât. Dar ghicește ce? Amândoi se vindecau foarte repede, iar locul se distruge în timp ce se luptă. Gabumaru, în timp ce vede toată această vindecare și putere nebună, își dă seama că este unul dintre acei oameni Tenshin. Deci el își folosește mișcarea de foc pentru a arde și apoi se uită la ușă pentru a continua, dar Bam este atacat de crocantul Tenshin, care îi zdrobește în ușă. Apoi Jin se transformă într-un tip și crede că a ucis din greșeală pe Gabumaru, pe care credea că ar putea face mai mult din acel elixir. Dar la surpriză Gabumaru este încă în picioare. Gabumaru întreabă dacă este unul dintre acei Tenshin despre care a auzit, dar nu răspunde, așa că încep să se lupte. În timp ce toate acestea se reduc, Shu Jin se întreabă cum poate Gabumaru să-și ia loviturile, dar Gabumaru nu spune. Dar surpriză, Gabumaru este încă în picioare. Gabumaru întreabă dacă este unul dintre acei Tenshin despre care a auzit, dar nu răspunde, așa că începe să se lupte. În timp ce toate acestea se reduc, Shu Jin se întreabă cum poate Gabumaru să ia loviturile, dar Gabumaru nu spune nimic, vrea doar să știe unde este acel cuvânt numit elixir. Tenshin rămâne tăcut, fără să scoată un cuvânt. Gabumaru își dă seama că loviturile și pumnii pe care îi aruncă nu sunt atât de puternici pe cât credea el. El observă că lupta frontală cu această Tenshin este riscantă, deoarece este super puternică și nu poate fi rănită ușor. Gabumaru spune că lovitura pe care a făcut-o mai devreme a fost ca să scuipe sânge și asta este ciudat. E dumerit de asta, dar apoi Tenshin se transformă înapoi într-o femeie și trage această explozie energie invizibilă din mâinile ei. Îl doare rău pe Gabumaru, dar e dur și se gândește: pot sau are să câștig asta? Apoi se gândește la soția sa, ceea ce îi dă putere de a trece peste atacul lui Tenshin și se apropie de ea și îi spune: trebuie să mergă acasă indiferent de ce se întâmplă. Deci Gabumaru începe să arunce pum super rapid, chiar mai repede decât se poate vindeca. Shu Jin ajunge la pământ încurcat, iar Gabumaru spune că: hai, vreau să văd elixirul. Dar Tenshin râde și florile încep să crească pe ea. Înainte de a leșina, Tenshin spune că îl vor certa din nou, apoi tone de flori izbucnesc din ea, iar Gabumaru o vede transformându-se într-un monstru înflorit. Acum el încearcă să stea nemișcat și să-și dea seama cum să se ocupe de acest monstru floral din fața lui. Tenshin a schimbat și începe să tragă fulgere în Gabumaru și este foarte greu pentru el. Nu poate să-și salveze chestiile din ninja de foc sau să se eschiveze, parcă s-ar afla într-un mare blocaj. Gabumaru începe să se întrebe dacă toate aceste lucruri se întâmplă pe insulă și dacă sunt reale sau este doar un vis urât pe măsură ce începe să-și piardă cunoștința. Târziu Gabumaru se trezește în patul său lângă soția sa și ea este îngrijorată pentru că el a avut un vis urât. O lacrimă iese din ochi când vede că totul a fost doar un vis. Soția lui îi dă niște ceai de crizantemă pentru a-l face să se simtă mai bine, iar el zâmbește gândindu-se că chiar dacă a fost un vis, se bucură să vadă asta. Spune scuze pentru că nu se poate întoarce la ea în viața reală, dar înainte, până acum, Gabumaru se sufoca de Tenshin și este transformat. Apoi își amintește ce l-a învățat vechiul său lider: luptă indiferent de ce se întâmplă. Deci el folosește această putere numită Higoshi și arde tentaculul înflorit care îl arde, dar este foarte rănit și nu se poate ridica în picioare.
Dintr-o dată, May apare și își folosește puterea pentru a face un lucru cu Bule care îl duce pe Gabu Maru departe de lupta cu Jujin. Pe măsură ce Tenshin revine la normal, ea se întreabă de ce a făcut asta. May merge înapoi în sat, iar Senta îi spune Sajiri că îi pare rău pentru că l-a lăsat pe Gabu Maru să scape și se pregătit pentru orice s-ar întâmpla. A încercat să-l caute pe Gabu Maru, dar și-a pierdut în ceață. Hoko spune că este imposibil să treacă dincolo de locul în care se află acum, iar Sajiri spune că ar trebui să-l caute pe Gabu Maru în Horai, dar Yuzurika crede că Gabu Maru este singur. Ei spun lui Sajiri că un asemănător nu ar trebui să-și facă griji pentru criminal, iar Sajiri nu știe ce să spună. Măzor Copac observă că și May a plecat, așa că decide să-i ajute să ajungă la Horai, crezând că May l-a urmat pe Gabu Maru. Apoi Yuzurika află că Hoko îl poate ghida prin ceață, așa că se răzgândește și îi spun lui Sajiri că va merge să-l caute pe Gabu Maru cu ea. În timp ce călătoresc, Yuriza vorbește despre cât de greu va fi când vor ajunge la Horai și vor trebui să înfrunte pe Tenzen. O întreabă pe Hoko despre el și spune că legendele spun că au fost un pustnic care s-a împărțit în șapte după ce a stăpânit lucruri mistice. Tipul copacului vorbește și despre cum oamenii lui s-au transformat în copaci în urmă cu 1000 de ani, s-au adunat în zona Hojo sperând să ajungă la Horai. El spune că fiica lui a fost prima care s-a schimbat, iar adaugă că Tenzen sunt ca niște ființe evlavioase care aleg cine merge la Horai. Între timp în Horai, cei din Tenzen vorbesc despre asta, indiferent dacă le place să fie bărbați sau femei. Ei vorbesc și par destul de calm, exact când aproape au terminat de vorbit. Acest tip prin apare și spune că trebuie să vorbească despre oamenii care au venit pe insulă. El spune că acești oameni sunt diferiți de cei pe care i-au cunoscut înainte pentru că au găsit o grămadă de creaturi Sajin moarte. Apoi Jufa se înfurie pe Shujin pentru că nu a acordat atenție și a lăsat pe acești oameni să scape și de asemenea pentru că a pierdut în fața lor. Deci ce face Tenzen? El folosește o putere invizibilă din mâna lui și scoate capul lui Shujin. Da, el îi spune lui Jufa să se relaxeze și spune că sunt ca o familie și ar trebui să rămână uniți. Deci Jufa ascultă și se calmează înainte de a povesti despre oamenii pe care i-a trimis la Fântâna Tan, dar Rin, care pare șef lor, îl avertizează pe Jufa să nu subestimeze acei oameni sau pe cei care au luptat. El crede că ar putea scăpa din Fântâna Tan și se gândește că s-ar putea să fie oameni mai înșelători acolo. Apoi el îl întreabă pe Shujin dacă a reușit să aplaude pe acest uman care s-a luptat, iar Shujin spune că da, chiar și cu toate problemele, Rin este încă încrezător și spune că se poate descurca cu orice. Toți beau chestia asta numită Tan și Toast pentru a fi împreună pentru totdeauna și stăpânul lor. Și chiar atunci Shujin devine din nou tânăr după ce a băut elixir și se super supărat. Într-o vale stâncoasă, Gabu Maru se trezește și se gândește la monstru cu care s-a luptat mai devreme. Își dă seama că ar putea avea șansă să-i bată dacă face echipă cu prietenii săi. Apoi se uită în jur și pe cine vedem? Sunt criminalul Tamiya și călăul său, Fuchai. Tipul mare spune că Gabu Maru arată foarte bătut și se întreabă dacă acesta este sfârșitul pentru el. Ei se pregătesc de luptă, iar Gabu Maru se ridică, iar el este pe marginea unei certe cu acești războinișduri. Tamayu continuă să se întrebe dacă Gabu Maru va mușca praful pentru că este însângerat. Iar Gabu Maru observă că lui Tamiya îi lipsește un braț. După un timp, cei doi scruși decid să-și testeze mușchiul, dar apoi Fuchai intră și spune că lupta lor nu are sens și nu are logică. El îi spune lui Tamiya că ar trebui să obțină informații de la Gabu Maru fără a-l deranja. Între timp, Gabu Maru își dă seama că acești doi războinici din fața lui nu sunt serioși. Nu le poate lua în starea lui actuală de bătaie, deci schimbă vitezele și cere o alianță. Tamiya totuși nu o cumpără. Își trage sabia și se oprește la doar un fir de păr din ochiul lui Gabu Maru. Dar Gabu Maru e frig în privința asta, iar Tamiya vrea să se asigure că Gabu Maru nu se joacă cu el și spune că este un prost. Fuchai devine curios și îl întreabă pe Gabu Maru de ce face asta. Amândoi sunt surprinși când Gabu Maru varsă boabele despre aceste lucruri numite Tenshin. Deci Fuchai nu e prea sigur dacă crede asta. Tamiya decide că ar trebui să se întâlnească cu aceste creaturi Tenshin pe care le-a menționat Gabu Maru. Dar Fuchai menționează că Gabu Maru este confidentul lor și că ei sunt o competiție în această misiune. Totuși el cam încărimit să întâlnească aceste ființe nemuritoare pentru a vrea să le demonteze. Cu obiectivele lor cam aliniate, Gabu Maru, Tamiya iar Fuchai formează o echipă oficială. Deci Fuchai spune că Gabu Maru ar trebui să dea mai multe informații și se pregătește să vorbească despre May. Dar chiar în mijlocul tuturorului, Gabu Maru îi cade maxilarul când o vede pe May cam crescută și o aude rostindu-i numele. El este pompaș și o întreabă dacă știe să-l învingă pe Tenshin. May spune că este ceva numit Tao, dar poate face doar o scurtă descriere. Ea spune că Tao este și el puternic și slab prin corpul lui sub buric. Numai când e pe punctul de a vărsa mai multe fasole, apar o grămadă de Soshin. Tamiya face o mișcare îndrăzneață și merge după o grămadă de monștri Soshin, doborându-i unul după altul. El își dă seama că cel mai bun mod de a-și da seama de Tao este să le dai acestor creaturi un gust din pumnii lui. Apoi este un tip mare care o poartă pe May pe umăr, iar ea conduce drumul în timp ce monștrii se apropie. Gabu Maru zărește un alt monstru în depărtare printre Soshin și se întreabă ce ar putea fi. Acum să trecem la altă scenă. Vedem grupul Isejirii plimbându-se, iar Senta, unul dintre ei, începe să pună piesele împreună pe baza a ceea ce le-a spus Hoko. El crede că poate această insulă nu este adevăratul paradis de pe pământ, pentru că pare un amestecat de religii și culturi făcute de oameni. Senta are o teorie conform căreia șeful
acestei insule vrea să trimită oameni înfloriți înapoi pe continent, ceea ce ar putea fi un indiciu pentru a găsi acel elixir și a pleca de aici. După ce își revarsă gândurile, Semta își dă seama că a vorbit mult, dar Seijiri îi dă un indiciu, îi dă o palmă pe spate pentru că este atât de inteligent. Acum doamna ninja din grup începe să-și facă griji dacă poate să-i înfrunte pe dușman. Tenzan, care a lucrat la astfel peste 1000 de ani, se teme că Gabmaru și mi-ar putea fi deja toast, dar Seijiri are credință. Le spune că Gabmaru este o cauză vie, tot ceea ce vrea este să se întoarcă și să-și vadă soția, iar el nu va croșa înainte să se întâmple asta. La scurt timp după Oku, îl defalcă pe ceilalți. El vorbește despre chestia asta numită Tao, care este ca o superputere prezentă în tot ce este în lume. Le spune că Tenzan este șefului Tao și că stăpânirea lui te poate face ca un zeu cu o forță nebună și cu capacitatea de a supraviețui unor răni urâte. Totul este legat de chestiile alea din ciclul Yin și Yang. Într-o altă scenă, Naruga încearcă să se strecoare pe Shin cu sabia ei, dar el, deși este orb, oprește cu ușurință. Asta chiar o surprinde. Shin spune apoi că nu o va învăța cum să folosească o sabie, chiar dacă vrea să se întoarcă la Tenza. Naruga îl roagă să-i arate felul lui de a lupta, pentru că nu vrea ca oamenii cu rai pasă să fie răniți. Auzind cererea ei, Shin vorbește despre cum poate simți valurile în jurul lui, ceea ce îi permite să vadă lucruri chiar dacă nu poate vedea cu ochii. El spune că trebuie să-și echilibreze spiritul ca să aibă atât furie cât și calm în același timp pentru a simți aceste valori. Naruga îl înțelege, dar știe că nu va obține această putere. Imediat totuși ea insistă să învețe cum să folosească o sabie, deși îi sublinează fără tragere de inimă ce face greșit și arată modul corect de a mânui o sabie. În timp ce explic, el taie ușor un sashin care se strecoară pe ei. Îi spun lui Shin și Narugai că el nu va fi profesor ei, dar ea poate să privească și să învețe în timp ce el luptă. Așadar, ea îi se alătură pentru a-i înfrunta pe celălalt sashin. Același timp, Shin se gândește în sine că trebuie să devină și mai bun la puterea lui dacă vrea o lovitură împotriva Tenzanului. Acum schimbăm din nou scena, iar Cao Fal întreabă pe Mudan dacă oamenii bătuți de Zu pot scăpa din groapă. Mudan spune că este aproape imposibil pentru că ar fi prea slab pentru a ieși din acea groapă adâncă. În plus, idul oamenilor toți zdrobiți i-ar împiedica să scape, chiar dacă cineva a spus că nu se poate întâmpla. Tipul rău scapă cumva din acea fontână cu Tuma pe spate. Când sunt în siguranță, Ciobai îi varsă fasolea lui Tuma despre planul său de a se întoarce la Tanzan. Tuma nu este încântat pentru că știe că este ca un bilet dus către condamnare, dar Ciobai crede că tenzanii au un punct slab în corpul lor inferior pentru că a văzut unul dintre ei să recrească lucruri care le-a tăiat în timpul ultimelor lupte. Tuma cam impresionat de abilitățile detective ale lui Ciobai și spune că fratele său este destul de inteligent. Când vine vorba de lupta până la moarte, chiar atunci se întâlnesc cu acest monstru care spune că este cu Doshi, ca mână dreaptă a lui Tanzan. Le-a fost trimis de Tenzan să verifice ce fac oamenii. Doshi spune să se întoarcă la fântână și să se bronzeze, dar Ciobai nu face asta. E gata să-l înfrunte pe tipul ăsta. Deci Ciobai smulge mâinile Doshiul, iar Doshiul trebuie să se apere și îl cheamă pe Sashen. În timp ce Tuma se confruntă cu Sashen, Ciobai se înfruntă cap la cap cu Doshi. În timpul certei, Doshi nu se gândește prea mult la Ciobai, de parcă nu se poate descurca cu Tao, dar după o confruntare rapidă, Doshi vede o șansă de a-l răni cu adevărat pe Ciobai lovindu-l. Și ghiște, el chiar o face. Tuma s-a speriat văzându-și fratele la pământ însângerat, dar Ciobai nu stă jos și se ridică și continuă să lupte. Doshi începe să se sperie când vede că Ciobai se regenerează foarte repede, chiar dacă este doar un om obișnuit. De asemenea, observă că Tao lui Ciobai trece prin acoperiș. Deci încep runda în a doua lupta lor și în timpul ei Ciobai își dă seama de tot felul de lucruri despre Tao, până când este aproape sigur că îi poate învinge pe Tenzan. Doshi ascultă acest lucru și se sperie, deoarece Tenzanul ia putere. Și Ciobai își dă seama că puterea lui s-ar putea strica, deci el decide că este timpul să-l scoată pe Ciobai. În timp ce se duc, Ciobai își amintește cum a trebuit să-și încurce propria față pentru a deveni o cauză criminală în care nu se potrivea cu lumea interlopă. A făcut-o pentru a-și proteja fratele. Apoi Ciobai merge după stomacul lui Doshi și figuri care ar putea fi punctul slab al acestor creaturi. Doshi începe să devină serios și spune lui Sashen să atace războinici umani, dar când se uită înapoi vede că Tuma a avut grijă de ceilalți Sashen, ceea ce chiar îl surprinde. Din păcate pentru Doshi, Ciobai învață și el să folosească pe Tao și acum poate vedea toate acele chestii de energie mistică. Cu aceste noi cunoștințe, Ciobai bate creatura din fața lui și bătălia se termină, dar Tuma este îngrijorat de ce se întâmplă cu fratele său. În același timp, de altă parte, Tami încă se luptă cu Sashen și o întreabă pe Mei dacă folosește pe Tao în mod corect. Ea spune că are o forță și o slăbiciune amestecată pentru a face totul perfect, dar acum el doar face putere cu mai multă forță. Lupta continuă și eroii noștri reușesc să doboare destul de mulți dintre acești monștri Sashen, dar apoi șeful bandei de monștri, care este și un Doshi, observă pe Mei și spune că nu a mai văzut-o de o veșnicie, de când a fost dat afară din palatul Tenshin. Acum vrea să o tragă înapoi acolo. Când Gabmaru aude asta, își dă seama că Mei este un Tenshin, dar când vede că lui Mei nu-i place să meargă cu acești tipi, el decide să lupte pentru a o ține în siguranță. Tipul Doshi se împarte în două și se pregătește să-l înfrunte pe Gabmaru în timp ce cheamă acești monștri fluturi care transformă oamenii în flori. De asemenea, Tamia vrea să se alăture luptei pentru că are un os de ales cu fluturii aceia, dar pe măsură ce bătălia se încălzește, au o perioadă dificilă deoarece Doshi folosește gândaci și putere invizibile pentru a se încurca cu ei. Aceste creaturi care sunt Doshi spune că se antrenează pentru a stăpâni pe Tao și există 5 pași pentru a deveni
devenit cu adevărat bun la asta. Primii patru poți face singur, dar ultimul are nevoie de un partener. Ei varsă boabele pentru ultimul pas și trebuie să se apropie de cineva de gen opus pentru a debloca acea putere mistică. De asemenea, dezvăluie că Mei a făcut-o pe Tanshin, dar ea nu avea toată puterea, așa că șeful a dat-o afară. A avea două opțiuni, să moară sau să fie un prieten de antrenament pentru Doshi. Ea a fost marcată și a trebuit să fugă pentru a evita această soartă. Când toată lumea aude asta, ei știu ce se întâmplă și se pregătesc de luptă. În timp ce toate acestea se întâmplă, Gamaru devine foarte supărat când se gândește la soția sa, care a fost marcată la fel ca Mei. Cei doi se transformă în monștri înfricoșitori și spun că este timpul să se răzbească până la afaceri. După luptă grea în care nu pot atinge monștrii, Fucea îi spune lui Gamaru că are o putere și o slăbiciune amestecată pentru a folosi cu adevărat pe Tao. Mei arată cum să o facă și în cele din urmă Gamaru se pricepe la asta. Când Mei vede energia, spune: "Wow, ai multă putere." Apoi simte Tao-ul monstrului și îl rănește grav pe unul dintre ei. Băieții doi își dau seama că acest tip și-a dat seama foarte repede de Tao și chiar înainte de a fi scos observă că Tao-ul lui Gamaru este ca lui Tenshi. Gamaru are grijă de acești monștri și spune că toți sunt pregătiți să se înfrunte împotriva nemuritorilor. După luptă, Doshi a băut niște Doshi bătut în prăștie boabele pe care șeful Tenshin i-a spus lui M să țină un ochi pe intruși pentru a vedea dacă sunt o amenințare. Îl spune că nu s-au încurcat, dar imediat după ce a spus asta, atât Gamaru cât și Tamia îl scot pe M. Gamaru spune că și-a dat seama de trecutul lui Tao, dar are nevoie de puțin mai multă practică pentru a-l stăpâni. Același timp, în altă parte, grupul Isejiri ajunge la templul Tenshin și îl întâlnește pe unul dintre M. Acest Tenshin nu pierde timpul și taie capul lui Hoko imediat. Asistând de la aceste evenimente, șocul se răspândește în toată lumea. Yuzureha, simțind pericolul, face o încercare rapidă de a scăpa, dar se rezește rapid capturat de nimic. Sejiri, menținând o poziție vigilentă, evaluează cu atenție situația care se desfășoară. Hoko intervine pentru a oferi oarecare claritate, explicând că figura misterioasă responsabilă pentru această tulburare poartă numele de Mudan și este numărată printre Tenshin din templu. La auzirea acestei revelații, ochii lui Senta se fac mari de surprindere în timp ce Mudan prezintă un rânjet subtil, vechi de 1000 de ani. Tenshin continuă să arunce o altă bombă. Hoko este destinat să suferă o transformare într-un copac. Hoko, în schimb, pare destul de încântat, sperând că această transformare va conduce sufletul să intre în Horai. Acestea, Mudan înțepește această iluzie plină de speranță, exprimând adevărul sumbru că întregul concept al oamenilor care se transformă în copaci și credințele religioase care îl înconjoară au fost fabricate de Tenshin. Această revelație îl zdrobește pe Hoko, care seamănă cu silueta sănătoare unui copac. Mudan face un pas mai departe, chemând oameni modificați care îi servesc de război în ascultători. Ei o supun rapid pe Yuzuriha, aruncând amenințări asupra celorlalți. Mudan oferă în sfârșit un răspuns la întrebarea arzătoare a eroului, dezvălind că legendarul elixir al vieții nu este altceva decât un mit. Le adaugă că bronzul, elixirul, servește doar Tenshi-ul, deoarece consumul acestea ar transforma un om într-un copac precum Hoko, făcând căutarea fără sens. Mai târziu, un moment de curaj neașteptat o vede pe Uriria, eliberându-se și lansând un atac feroce asupra lui Mudan. Apoi se întoarce către Sejiri, îndemnându-o să evadeze. Sejiri, încă procesându-și furia, spune: "Tenshin, care este cel care suprimă situația, este lovit de realizarea că speranța lui Gabumaru pentru o grațiere oficială s-ar putea să nu realizeze niciodată." Uriria îi reamintește că deocamdată scopul lor principal este supraviețuirea, un pas vital pentru a se asigura că își poate ajuta camarazii, o sarcină pe care o poate îndeplini doar dacă rămâne în viață. Mudan, dușmanul dificil, se regenerează rapid după atacul lui Yuzuriha, aproape prinzând-o, dar Yuzuriha se ferește rapid din presiunul pe Mudan. El vede potențial în ea și sugerează să o învețe căile Tao. El spune că dacă reușește, va câștiga o mare putere, dar dacă eșuează, va ajunge ca materie primă pentru mai mult. Chiar atunci, Senta și Sejiri fac un pas gata de luptă. Se derulează o luptă aprigă. Senta reușește să taie inamicul în timp ce Yuzuriha își folosește puterile și abilitățile pentru a face același lucru. Cu acestea, atent și sublinează că tehnicile lui Yuzuriha, deși arată potențialul lui Tao, sunt prea slabe pentru a-l răni. Diferența dintre un om și un zeu este prea mare. Duelul continuă, Mudan se vrește a fi mai puternic, dar Hoko îi dă lui Sejiri un pont crucial. Atacă abdomenul lui Tenshin, dar unge de unde curge Tao. Sejiri aruncă lovitor acolo, dar Mudan își bate joc de ea, ne simțim niciun Tao în ea. Atât Sejiri face o tăietură în sus devastatoare, forțându-l pe Mudan să se retragă. În timp ce o privește, își dă seama că poate aduna o cantitate semnificativă de putere mistică într-un moment. O descoperire periculoasă. Toată lumea vede că ranul lui Sejiri de pe Tenshin nu se vindică și are marcă dacă energia care protejează este Tao, ea știe cum să-i facă rău. Ea aseamănă cu aura lui Gabumaru, iar Mudan observă că energia lui Sejiri se pare otrăvitoare, atât intrigându-l cât și alarmându-l. Ei se teamă pentru viața lui, dar dorește să vadă ce fel de bros poate crea cu el de a convinge. Bătălia continuă, iar Mudan își pune ochii pe Sejiri, văzând-o drept cea mai periculoasă dușmană, dar echipa nu cedează. Ei se mențin și reușesc să-l taie pe Mudan în timp ce se mișcă, ducând la o luptă grea. Mudan se transformă apoi într-o formă feminină și atacă de sus cu bombe aeriene, dar grupul îi schivează cu pricepere. Sejiri, copleșit momentan de intensitate în luptă, îngheață. Cu toate acestea, Yuzuriha o trage apoi la realitate, amintindu-i că Mudan nu este un zeu și că îl poate învinge. Yuzuriha, cu instinctele ei ascuțite, anticipează tehnica pe care Mudan urmează să o folosească, recunoscându-i asemănarea ei. El declară că poate contracara. Ea folosește rapid una dintre tehnicile sale ninja pentru a prinde în
inamicul și-l dobără. Îi face semn lui Sejerii să-și facă parte și simțim pericolul iminent, Mudan face un pas înapoi. Rapoi Senta apare din spate și îl ține ferm pe Mudan, permițându-l lui Sejerii să-l lovească stomacul lui Tenzin așa cum a fost planificat. Când îl să cadă, ia un moment să-și tragă răsuflarea, Sejiro întreabă pe Senta de ce a ajutat-o pe Yuzuriha așa, sugerând că ar putea avea sentimente pentru ea. Senta explică că el admiră libertatea și pe Yuzuriha și felul în care trece îl mărturisește că și-a dorit să fie artist, dar a trebuit să urmeze învățăturile clanului Aseman din cauza regulilor familiei. Yuzuriha este prima persoană care înțelege asta cu adevărat și și-ar dori să aibă viața ei. Într-o scenă diferită, grupul lui Gamaru a triumfat asupra tuturor creatorilor. Gamaru se apropie de Mei pentru a-și exprima recunoștința și pentru a afla mai multe despre Tao. Totuși ceva este în neregulă. Energia lui Gamaru pare diferită, el începe să sângereze prăbușindu-se la pământ, șocându-și tovarășii. Lângă templu Tenzin, Sejiri și Senta sunt întrerupți brusc când Yuzuriha îi strigă. Ea avertizează că ceva ciudat se întâmplă cu trupul lui Mudan, se transformă într-o floare, dar înainte de a putea reacționa sunt într-o stare de șoc. Mudan o atacă pe Yuzuriha. Din fericire, Senta intervine și are o viitoare pentru ea. Din păcate, asta înseamnă că propriul său corp se infectează și florul încep să încolțească din el. Fără timp de pierdut, Sejiri realizează că Mudan s-a transformat într-o creatură monstruoasă. Trebuie să se pregătească să lupte încă o dată, iar de data aceasta el pare și mai periculos. Iar atunci Shin și Nurugai intră în scenă gata să se alăture luptei. Susținezi la timp pentru a-i salva pe Sejiri și Yuzuriha din atacul lui Mudan și ne instruiește pe Nurugai să aibă grijă de florile care cresc pe Senta. Apoi le mută pe cele două femei într-un loc mai sigur în timp ce se pregătește să se confrunte cu monstrul Mudan. Dar rămas cu conștiințele pe care le-a dobândit spre Tao în timpul călătoriei sale către Horai, Senta rămâne într-o formă proastă în ciuda depărtării florilor. Sejiri se întoarce la Hoko pentru ajutor, dar Hoko informează cu tristețe că nu poate face nimic. Yuzuriha face un pas pentru a ajuta pe Senta aplicând un unguent pentru a opri sângerarea. Pe măsură ce lupta lui Shin împotriva lui Mudan se desfășoară, Sejiri își face griji pentru colegul ei Aseman, iar Nurugai îl liniștește spunând că Shin nu face da ușor morții. Shin reușește să evite înțepătorul lui Mudan și atacul lui Tao în timp ce îi provoacă răni monstrului care nu se vindecă. Acest lucru îi confirmă Sejiri că Shin posedă același tip de Tao ca și ea, capabil să-i învingă pe Tenzin. Cu acestea, pe măsură ce Shin continuă lupta, florile încep să înflorească din rănile provocate de înțepătorul lui Mudan. El trebuie să-i taie prezent mult sânge în acest proces. Mudan îl bagiocorește pe Shin că și-a riscat viața și clarifică că nu intenționează să moară, dar este gata să o facă dacă asta înseamnă să-l învingă pe Mudan. Văzându-l pe Shin în pericol, Sejiri se pregătește să se arăture lupte, crezând că ea, Nurugai și Yuzuriha pot crea o deschidere dacă lucrează împreună. Yuzuriha totuși nu poate participa din cauza lipsei de putere. Nurugai îmbrățișează pe Yuzuriha și Sejiri, crezând că le poate face puterea pe baza înțelegerii ei și lui Shin despre Tao. Sejiri începe să se simtă mai plin de energie, realizând că interacțiunea pozitivă cu Tao și se grăbește în ajutorul lui Shin. Atât ea cât și Nurugai sunt acoperite cu pata de muncă sau lui Yuzuriha. Ei sunt gata să se protejeze de înțepătorul Mudan. Sejiri spune lui Shin că pot învinge un Tenzin doar lovind tandemul lor. Ea și Nurugai vor acționa ca momeli în timp ce Shin merge pentru o viitoare finală. Mudan îi țintește pe Sejiri și Nurugai, dar nu reușește să lovească în timp ce îi schivează înțepăturile și-l aplaudă. Urmând planul lui Sejiri, Shin îi taie picioarele lui Mudan pentru a-l imobiliza și se mișcă mai aproape în ciuda laserilor convertite, de Tao și a unui baraj de scrieturi care se îndreaptă spre el. La timp ce Shin îndepărtează înțepăturile, este alimentat de ură și frustrare din cauza morțului Tenzin, hotărât să continue. El reușește să ajungă deasupra lui Mudan cu Sejiri și Nurugai prinzându-i mâinile lui Tenzin pentru a-l împiedica să atace. Shin îl adună pe Tao în sabia lui, gata să-l dobare și să taie tendoanele ambelor corpuri. Cu toate acestea, el ezită când își dă seama că undele Tao emise nu sunt suficient de puternice. Cu stingerul lui Mudan pe care să se întoarcă, Shin își dă seama că trebuie să respecte planul, dar apoi Senta îi strigă lui Shin spunând să lovească în centru care este ovolul planetei, deoarece corpul Kishikai al lui Mudan este asemănător unei plante. Urmând sfatul lui Senta și lovește ovolul plantei și se întâmplă ceva surprinzător. Mai mult capete ale lui Mudan sunt dezvoluite. Între acele capete este înclinarea lui Tao a lui Shin, care este totul despre viață și moarte. A vrut să-i fi spus lui Rin despre asta înainte. În ultimele sale momente, când se transformă în flori de bujor după ce au fost distruse, Mudan îi mulțumește lui Shin că și-a încheiat așteptarea de 1000 de ani. După ce bătrâna se termine, Sejiri și Shin își fac griji pentru Senta, care încă suferă din cauza stării sale. Chiar dacă Yuzuriha mai are suficient un client, ea sugerea să-l folosească pentru a vindeca rândele lui Shin. Ea spune că este prea târziu pentru a salva pe Senta, dar îi spune că acum este liber să-și renunțe la îndatoririle sale și își petrece timpul rămas gândindu-se la orice vrea el în timp ce ea îl ține în brațe. Auzind asta, Senta se imaginează în brațele lui Yuzuriha și varsă o lacrimă de bucurie. Ultimele sale gânduri sunt despre a fi ținut de persoana pe care o admiră și decide că ar trebui să se îndepărteze din zonă și să evalueze situația, un plan pe care l-a făcut Yuzuriha. După doua mormântul lui Senta, Sejiri mulțumește lui Yuzuriha pentru că a fost înțelegător mai devreme. Ea crede că singura modalitate de a scăpa de pe insulă este că atât criminale cât și călăii să lucreze împreună. Nevrând să-și mai vadă tovarășii și murind, Sejiri face o declarație că toată lumea de pe insulă trebuie
trebuie să scape în viață. Sejiri, Yuzuriha, Hoko, Shin și Nurugai își găsesc refugiu într-o casă mică din Horai. Yuzuriha și Nurugai decid să schimbe hainele în timp ce Shin îi adună pe toți pentru a revizui ceea ce știu până acum. Ei vorbesc despre situație, ei vorbesc despre cât de periculos poate fi Tao atunci când nu este folosit corect, iar Yuzuriha aduce în discuție elixirul vieții și se îndoiește de existența lui. Sejiri însă menționează nemurirea fostului lider al lui Gabumaru datorită elixirului, iar Yuzuriha speculează că șeful Ikagaukere ar fi folosit Junjitsu, o tehnică de iluzie pentru a-și controla oamenii. Ea chiar se întreabă dacă soția lui Gamaru este o iluzie să-l manipuleze. Sejiri încearcă să o împiedice să mai speculeze șocată de aceste idei. În această perioadă, Kobai și Toma îi forțează pe Doji să-i ghideze despre Horai. Afară și în alătură lui Sejiri, în timp ce reflectă asupra morții camarazilor lor și a lui Gamaru. El crede că este îndrăgostit de Gamaru, dar Sejiri neagă. El spune că este milă de viața pe care a adus-o și crede că nu este o persoană rea. În ciuda faptului că este etichetat Clapper, ea speră că ea se va reuni cu soția lui. Între timp, Gamaru se trezește după ce a leșinat mai devreme și află că se află într-o peșteră la jumătatea peretelui văii. Nu își amintește prea mult, doar că este Gabumaru, The Hollow. El decide să meargă alături de cei din jur, fie pentru a strânge informații, fie dacă bănuiesc că ceva nu este în regulă să-i aplaude. Mei observă ceva ciudat asupra taului Gabumaru, care nu s-a format complet în vârful capului său. Afară, Gabumaru se chinuie să-și amintească ceva despre soția lui împreună. Inido, Yamada, Asim și Shujin și un coleg primesc un mesaj de la Shogun, instruindu-le să se îndrepte spre Shinsenkai-o pentru a-i monitoriza pe membrii partidului Avangard de trimis acolo. Cam asta a fost, dragi, acest anime. Sper că ți-a plăcut. Nu uita să apeși butonul de like și să te abonezi.